Vă gândiți deja la momentul premiere? Nu. Nu. Deocamdată nu. Deocamdată trebuie să consumăm, cred, ce am acumulat până acum și e și așa destul de mult. Pentru că așa e meseria asta, câteodată nu se întâmplă nimic și câteodată se întâmplă foarte multe lucruri în același timp și atunci trebuie să fii tare. Ce faceți voi acum într-o zi normală după ce v-ați întors de la Cannes cu premiul câștigat? Cum se desfășoară o zi după toate aceste evenimente? Ultimele zile le-am petrecut mai mult în fața calculatorului, răspunzând la întrebări și gândindu-mă retrospectiv la filmări, la tot ce s-a întâmplat, la premiu, am tot retrăit momentele importante. Facem muncă de birou. Și da. Ieri am ieșit afară, totuși. Prima dată, după 2-3 zile. Da. Vroiam să văd și eu un copac, nu știu, să mă bată soarele. Deci vrei o pauză, cu alte cuvinte. O pauză, da, o pauză. Și pentru că spuneai că ați răspuns la multe întrebări, ne aflăm de altfel și acum într-un studio unde facem un interviu. Cum a fost atenția presei acordată vouă și filmului și lui Cristian? Mă refer la presa românească, pentru că acolo mi-e clar că cred că ați stat destul de mult în interviuri. Au fost interesați să afle cum ne-am simțit, ce s-a întâmplat, cât de emoționați am fost, cum ne vedem viitorul, ceea ce nu poți ști, de fapt, niciodată. Dar au fost interesați de subiect și am primit multe solicitări, da. Acum mi-ai luat întrebarea din gură, dar tot trebuie să o repet. Și totuși viitorul, cam și totuși ce, viitorul, ce se prefigurează? Totuși. Da. Păi viitorul... Viitorul. De Mihai Eminescu. Nu știu. Eu personal nu știu. Vom trăi și vom vedea. Nu ai de unde să știi. E prea devreme. Totul s-a întâmplat foarte repede. De-abia am venit cu premiul. Vom vedea ce va fi. Chiar era o întrebare adresată ție. Apropo de faptul dacă după câștigarea premiului te vei muta de la Sibiu la București. Nici asta nu știu. Deocamdată nu știu nimic. Mai era, apropo de subiectul filmului, o întrebare pe care am auzit-o de la mai multe persoane. Ce dă acestei pelicule, să spunem, valoarea artistică, în sensul că a câștigat 2 premii la Cannes și totuși subiectul a pornit, să spunem, dintr-un fapt divers, cel puțin așa l-ar categorisi presa, și aici poți să mă contrazici dacă nu ești de acord, dar cred că ai lucrat în branșă și știi cum e. Deci ce conferă acestui eveniment la care a pornit toată vestea, să spunem, valoarea artistică a filmului? Probabil că adevărul e un criteriu. Și probabil că, nu știu, acum doar încerc să presupun, nu știu dacă cât de corect e. Și nu știu ce i-a determinat pe cei de la Cannes să-l premieze. Dar noi în asta am crezut, în adevărul poveștii și probabil în dăruirea cu care s-au implicat toți oamenii care au lucrat la filmul ăsta. Ai zis că e un fapt divers. A fost în 2005 o știre, da, de senzație, și ceea ce mi-a plăcut foarte mult la scenariu e că a trecut dincolo de știre și dincolo de senzațional și a căutat umanitatea și cum zicea și Cosmina, adevărul și autenticitatea relațiilor și cumva a coborât în profunzimile poveștii, dincolo de partea de senzație. Pentru că e o poveste, la urma urmei, între niște oameni care au trăit ceva și mi-a plăcut că la început aveam eu emoții așa, povestea e dură, personajul meu e dur, nu știu cum mă voi descurca, și mi-a plăcut ce mi-a spus Cristian la un moment dat, că nimeni nu i-a luat apărarea fetei ăsteia. Și m-a emoționat, pentru că atunci m-am gândit, da, pentru ea, care a fost și ea o ființă umană,
merită să încerc să văd ce era dincolo de faptul ăsta divers. La Cannes, în momentul în care ați primit premiul, ați primit de la Alec Baldwin, dacă nu mă înșel. Alături de voi au fost premiați alți mari actori la nivel internațional. Mă gândesc acum și la întrebarea care a fost adresată de unul din cititorii noștri, de Matt Mikkelsen, care a câștigat premiul pentru cea mai bună interpretare masculină. Cum a fost să fiți înconjurate de atâtea nume grele la acel festival? Cred. Am avut noroc că nu eram de față la momentul când s-au adunat cu toții acolo. Noi eram ori în mașină, ori pe aeroport, nu mai știu exact. Am ajuns foarte târziu în sală, cu vreo 10 minute înainte să fim strigate de Alec Baldwin. Și eram fericite că am ajuns. Și probabil că nu am avut timp să acumulăm toate emoțiile și toate senzațiile alea care ar fi putut să ne copleșească. Și ar fi fost păcat, pentru că e un moment atât de frumos și un moment pe care am încercat să nu-l prevăd deloc ca să mă pot bucura de el până la capăt. Și nici în timp ce urcam pe scări eu nu știam ce să zic. Am așteptat până în ultimul moment să-mi vină un gând. Și după acel moment? După acel moment... Păi, după acel moment erați înconjurate tot de aceleași personaje, chiar dacă ați ajuns cu 10 minute înainte de premieră. Da, adică după momentul în care v-a fost înmânat premiul, nu prea ați putut evita. Nu prea am putut evita, dar se schimbase foarte mult, pentru că atenția era cumva îndreptată către această mare surpriză și această mare bucurie. Încât oamenii din jur, da, într-adevăr, erau și ei la fel o mare surpriză, dar ușor în planul 2, cred. Pentru mine e un pic diferit. Mă gândesc că atunci când auzi despre o persoană celebră și o vezi la televizor sau citești despre ea, ești foarte impresionat. Dar atunci când te întâlnești, cel puțin în cazul meu, vezi un om care are și el două picioare și două mâini ca și tine și cu care poți vorbi, care poate fi chiar prietenos și accesibil, pe care îl poți întreba și îți poate răspunde și atunci nu mai e aceeași senzație de wow pe care o ai atunci când stai acasă și te uiți la persoana respectivă pe ecran sau... Cumva așa a fost. Erau niște oameni care și ei au muncit foarte mult ca să fie acolo, care au și ei problemele și nefericirile lor și nu simțeam că faptul că am dat mâna cu Alec Baldwin ar fi ceva care ar trebui să mă facă să leșin. Sincer, nu e neapărat o aroganță. Sincer, cred că suntem cu toții niște oameni. Unii au realizat mai mult, alții mai puțin, dar în cele din urmă suntem toți la fel. Venim din același loc. Și am o ultimă întrebare pentru voi amândouă. Având în vedere că voi ați lucrat la film, l-ați văzut, știți despre ce e vorba și publicul mai trebuie să aștepte până în toamnă, deci având în vedere decalajul acesta, ce simțiți nevoia acum să spuneți publicului românesc în așteptarea filmului, în așteptarea premierei în toamnă? Ce ar trebui să știe până atunci și noi nu ne putem oferi pentru că n-am văzut pelicula? Să aibă un pic de răbdare că o să vină filmul. Și atunci când vine, să-l privească așa cu mintea și inima deschise, fără idei preconcepute și fără să plece urechea la ce se spune în stânga sau în dreapta. Mie e greu să sfătuiesc așa românii cum ar trebui să primească filmul sau ce ar trebui să...
cum ar trebui să se pregătească. Eu cred că ar fi suficient dacă după ce vor vedea filmul își vor pune întrebări. Cred că asta e cel mai frumos rezultat al unui film. Indiferent de genul de întrebări pe care... Dar important e să ieșim din amorțeală și să folosim orice prilej ca să facem asta.